pentru bebeluțe, asta este foarte bine. Ce scrie pe piciorul tău acolo? Aici da. Sunt inițialele mele. Așa. Și scrie că oricât de tare m-a rănit oamenii, este cineva sus acolo care mă iubește. Ai și pe mână am văzut eu. Da, stai, uite. Ea este o poezie scrisă, uite. O carte. Don't let your fears to decide your fate. Nu lăsa teama să-ți decidă soarta. Da. As long as there is someone in the sky to protect me, there is no one on earth who can break me. Prin urmare, dacă e cineva în cer care să mă protejeze, pe pământ mă poate... Și continuă povestea, și pe mâini, nu? Și pe da, și pe mâini, peste deci, tot, și greșeli. Nici nu știi ce să faci. Un băiat care se îndrăgostește de-a mai întâi o citește, și poate o iubește. Bine ai venit, da? Mukbang se numește, poftiți. Cu ce începem? Cartofi prăjiți? Wow. Sper că n-ai mâncat de mai înainte. Shawarma! Fai, nu știu cu ce să încep. Dai drumul, ai zis că n-ai mâncat azi. N-am mâncat, dar sau... nu știu cu ce să încep. Un hamburger ce cinstit. Dorești tu. Hai, ia un hamburger. Fai, dar nu știu, aș mânca niște... Am voie să mănânc cu mâna, nu? Da, ai voie să mănânci cu mâna. Dar ești un cartof mai ca lumea, ai mănânci așa ca vrabia. Uite și sos, maioneză. Dar nu o să pară nesimțită că mănânc cu mâna. Au mâncat atâtea vedete și crezi că la tine o să începă? Mâncă, mamă. Voi nu mâncați. Noi am mâncat înainte, dar oricum noi despre noi trebuie să mănânci. Mănâncă. Ideea e să vorbești cu gura plină, asta e provocarea. Deci, da, poți să vorbesc cu gura plină. Păi da, poți să vorbesc cu gura plină. Asta e jocul. A, sfârșit, bă, fata noastră își face datoria, ia. Așa, mă, așa. Bravo. Da, o să dau pe mine. Hai, uite, țin eu, hai, rezolvă, hai. Aia-i treaba, bravo. De când așteptam. Bun. Să nu mai deschid hamburgerul, știi, să ia câte puțin. Ce mai faci? Cine mai este bărbatul din inima ta? Nu am iubit. De ce n-ai dragă iubit? Pentru că nu am iubit, mi-a stat foarte bine așa. Păi cum adică? Singurică, așa? Foarte bine. De ce? Pentru că nimeni nu merită să am un iubit. De ce spui de treaba ce asta? Nu. Te să mânci sau? Da. Păi și ți-ai pierdut speranța acum, nu trebuie să-ți mai refaci viața pentru o dezamăgire? Dar nu vreau pe nimeni, pentru că... Mănâncă. Nu, că de dai cu sos pe tine și după aia te avem pe conștiință. Zi. Mă gândeam să le combin. Nu vreau iubit. Doamne Dumnezeu, mănâncă cartofi prăjiți. E prima dată când văd așa, adică prima imediat. Prima spectator, eu vreau pentru că mi-este foarte foame. Toată lumea mă acuză că mă modific pe Instagram. Că aplici cu Photoshop și... Bun. Luăm o pauză, să înțeleg și eu cum se mănâncă cartofi prăjiți. Mamă, cu frișcă. Mamă, dar bune sunt. Stați cu noi, revin. Noi ne-am speriat când a început să mănânce cartofi prăjiți cu frișcă, așa că am dat frișca mai încolo, am adus o pizza. Cu ce vrei să continui, Iasmina? Uite, noi te-am adus aici. Hai că începusești bine cu shawarma aia, ce vrei să iei? Zi. Păi aș mânca de toate, pentru că eu pot să mănânc orice și nu mă îngraș, pentru că folosesc produsele Oanei Turcu și nu mă îngraș. Pot să mănânc orice la orice oră. Auzi și dacă rugai nu rezici. Da, da, mă dau cu cremă și nu mă îngraș. A apăsat cineva pe un buton ceva. Da, da, da. Cine se uită pe Instagram, mă, vede exact ce folosește, așa că restul e foarte bine. Bravo. Vorbește des cu Oana, e foarte bine. Bun, e în regulă. Shawarma? Da, mulțumesc că am mâncat de toate. Că-ți permiți, zic. N-ai mâncat shawarma, uite, este neatinsă. Vai de mine, dar asta dacă o mănânc, o să pocnesc, chiar o să pocnesc. Ai, de nu exagerat, mai mușcat o dată din ala, uite, dar de trei ori. Dar nici nu știu să mănânc, crede-mă că o să plice toate. Când a fost ultima oară când ai mâncat o shawarma? Stai, mănâncă mai întâi. Nu mai întâi mușcă. Mare. Când a fost ultima oară când ai mâncat shawarma? Acum vreo 2 zile. A, deci mănânc shawarma? Deci ai experiența așa. Auzi, da, mănânc de toate. Am spus că mănânc de toate. Auzi, explică-mi și mie, cum poți tu să mănânci o shawarma care e cât tine de mare? Deci zici dacă shawarma asta e mai mare decât ea. Este cât shawarma? Mănânc și mă umflu așa. Așa? Și oricum nu mă îngraș. Nu te îngrași? Nu. Foarte bine faci. Bun, e în regulă. Sunt norocoasă. Bun. Ce ai mai făcut în ultima vreme? Ce ai mai făcut în ultima vreme? Pe unde ai mai fost? Pe unde te-ai mai plimbat? Ce ți-ai mai făcut? Nu, vorbește! Vorbește! În ultima vreme... Așa... Am avut tot felul de proiecte. O să apară un videoclip și o melodie super tare. Nu mi-e frică de soacră. În care sunt... Eu sunt rolul principal. O să o vedeți și voi. O să apară săptămâna asta sau săptămâna viitoare. O să merg să-mi pun fațete la domnul doctor Iona Iosif. Am înțeles. Atunci o să-ți fie un pic mai greu să mănânc. O să am niște dinți superb. Am înțeles. Bravo. Și o să mănânc mai bine. Și pe unde te-ai mai plimbat? Cu cine te-ai mai văzut? Cine te-a mai cucerit? Dar de fapt nu te-a cucerit. Mâncarea m-a cucerit după cuvânt. Nu vorbim de cum se face. Este prima noastră invitată care nu se poate concentra la ce vorbim. Pentru că efectiv mâncarea o cotropește.
Nu am iubit, sunt singură. Dar ți-ar plăcea? Mi-ar plăcea să am iubit, dar ți-am spus că îmi doresc să am un iubit pentru că îmi doresc să mă îndrăgostesc. Cum trebuie să arate păi și cum trebuie să fie, da, exact. Frumos. Stai mai, frumos, că bărbați frumos avem în România, peste tot, da. Iasmina, trebuie să semene, adică ai un tipar, trebuie să semene cu altcineva? Nu, uite, din ce am văzut românesc cu cine? Nu am pe nimeni. Înalt, slab, mic? Nu, bătrân. Doamne ferește. Nu, Doamne ferește. Gras. Cam ce vârstă? Sărac! Da, ei, sărac. E, sărac. Pe cuvântul sărac. Tău. Sărac, da. Să de nu-ți ce poate sărac? Să-și permite să-ți iei, știe, un ineluș, o treabă, o poșetă? Am inel. Inele. A? Bine, și atunci inele, ce da. Să fie sărac? Glumesc. A, asta zic. A, mă gândim. Îmi doresc un bărbat să mă iubească și atât. Uite, te-ai gândit vreodată să joci rolul de ispită la Insula Iubirii? Că mi-ai zis că urmărești. Nu vreau. De ce? Nu, mulțumesc. N-ai putea. Nu. Dar să mergi cu partenerul tău? Am vrut să iau hamburgare de-n față, cu o privire de copil disperat, că e la păpușă, n-ai văzut așa ceva, o dată să... Stai mai, te-ai mușcat și după aia am deci răspuns. Deci aș mânca pizza, dar este foarte fierbinte și... Hai, ia, suflă-n ea un pic. Foai, deci sunt atât de plină, îmi pocnește stomacul. Uite, pun și ketchup dacă uite, vrei, uite, dar... Așa, suflă un pic. Mamă, dar frige, frățioare, pusă în dușmănie, să mor eu. Mamă, nu cred deci... că să mănânce cineva pizza aia, doar colega noastră care o chise... Dar îmi plac ăștia, că sunt făcuți așa... Stai mai să te ajut. Am înțeles. Auzi, dar tu vreodată, ce să-i faci, mă, că frige de mori? Gata, dacă ia, mănânc asta... Îi dau și un șervețel, o mănâncă... Deci o să se scurgă pe mine toată. Băi, nu, eu am fost ținător de farfurie aici, gata. Hai. Ia uite. E perfect acum. Așa, ai văzut? Am înțeles. Așa. A căzut șervețelul unde trebuia să fie, da? Frige? Uh-huh. Frige tare, mă. E bună, nu? Uh-huh. Bun. Foarte bună, da. Ia spune-mi dacă ai participat cu partenerul tău. Dacă niciodată, la... nu, sigur m-ar înșela. Da? Da. De unde știi? Pentru că toți bărbații înșelă. Nu e adevărat. Termină cu aceste deci chestiuni. Nu e adevărat. Dacă eu ai fost înșelată... Eu îmi sfătuiesc prietenele mele, adică nu prietenele mele, urmăritorii mei de pe Instagram. Adică dacă frige prea tare... Hai mă că frige. Mă frige nu, prea eu execut orice. Dacă vrei orice, să știu, orice, execut. Hai, el mai mamă, dacă te mâncare ce-mi place, mă simt foarte bine aici. Deci ce vrei să-ți mai dau? Prăjiturile. Hai, gata. Să trecem la prăjituri, că mai avem vreo 2 minute de stat și de asta mă gândesc că... Stai că n-am lăsat cartofiul. Dacă vrei, poți să-l lași pizza. Așa. Bravo. Vai de mine. Pantera spune și tu, tata, da? Uite aici. Așa, hai. Așa. Mai întâi mănânci. Auzi, vreodată te-ai rătăcit pe la bucătărie? Sigur, mă rătăcesc în fiecare seară. Și știi cum să ieși de acolo? Ies după ce mănânc. Pe cuvântul tău? Da. Dar... De gătit, așa ți s-a întâmplat vreodată? Nu știu să gătesc. Așa. Păi și când o să înveți? Nu vreau să învăț, pentru că dacă știu să gătesc, o să fiu pusă să gătesc. Păi da, asta e treaba, că dacă nu știi, nu te pune. Da, exact. Nu, că e păi o logică. Dacă nu am un iubit, pentru cine să gătesc? Gătesc pe singur, pentru ce tine. Să fac? Mănânc singură. Faci o tochitură așa de nervi, înțelegi? De iubire. Știți aia, honey, I'm home și nimeni nu e acasă. Păi da, bubulina gospodina. Gătește până când cade dar lumina. Dacă ar fi acel iubit, i-ai gătit cu siguranță. Cu siguranță, doamne, abia ce se gătesc. Îți dai seama. Să-i gătească vreo 2 cluburi și o excursie așa? Nu mai vreau să ies în cluburi, nu mai ies în cluburi. De o hai, perioadă... mănâncă. De ce nu mai vrei să ieși în cluburi? Nu mai vreau, sunt fată de casă. Aoleo, de ce fel de casă? De casă, de marcat. De marcat. Așa, hai că asta a fost bună. Bravo, foarte frumos. Nu mai ies în cluburi, pe bune. Te-ai mai dus la, eu știu, la d-astea, la până... La biserici? La biserică, bravo, te-ai dus. Și ai făcut acatist, la ce te-ai... Ce ai pus acolo, ce ai scris? Familia mea, prietenii mei, cine a rămas lângă mine. Bravo. Mi-am revenit. Mănâncă din dulcele ăla pe care l-aș mânca și eu și altceva vreau să te întreb. Cum ești cu psihicul? Pentru că ultimele două des noi am vorbit despre două gânduri de sinucidere ale tale. Da, foarte bine sunt psihic. Cum da? Ți-ai revenit? Cum ai reușit să treci peste? Doar prin credință și... Și ciocolată. Și dulciuri, da. Și mâncare. Da? Serios. Dacă asta știi, asta îți dă endorfine. Endorfine, da. Asta înseamnă fericire, liniște. Și prin familie și prin persoane apropiate, adică... Pe hai, bune, chiar mănâncă dulciurile alea, că după aia... Noi nu mai avem foarte mult timp, dar să știi că te putem păstra așa cât... Pognesc, oricum iau la pachet. Dacă vrei, uite, dacă fie... Te așezăm într-un colț acolo și dacă mănânci pe mutește, nu te deranjează. Acolo stai, oricum nu mă mișc, oricum pognesc, o să pognesc, cred că mă duceți la doamnelor și domnilor, spre următorul subiect o să trecem așa. Puh!